Bună ziua! Numele meu este Iancu Cosmin Alexandru. Am vârsta de 26 de ani. În momentul de față administrez o fermă a cărei suprafețe se întinde pe aproximativ 1100 de hectare, pe raza a două comune, Grădiștea și Petrechioaia. Agricultura este o pasiune care a luat naștere cu mult timp în urmă, a luat naștere dat fiind faptul că afacerea pe care o administrez în momentul de față este o afacere de familie care se întinde pe parcursul a trei generații. Eu fiind a treia generație, și crescând de mic cu utilajele, crescând de mic cu pământul ușor, ușor mi s-a insuflat, cum îmi place mie să spun, acest virus al agriculturii, care este, iată, fără de leac. Activitatea mea în fermă se bazează pe tot ceea ce înseamnă tehnologia de cultură, pe tot ceea ce înseamnă relația cu furnizorii, relația cu partenerii, relația cu persoanele care au terenul la noi în arendă, relația cu proprietarii de terenuri de la care achiziționăm terenurile, una peste alta cam cu tot. Mă ocup în momentul de față, sigur alături de mine este și tatăl meu care se ocupă și a rămas pe partea asta de ceea ce înseamnă utilaje în sensul de mentenanță. Eu zic că facem o echipă bună și pentru că știm bine cu toții, nu poți să fii bun la toate și atunci când sarcinile sunt împărțite, lucrurile merg mult mai bine. Fermierul în zilele astea nu este suficient să fie doar un bun cunoscător al câmpului, el trebuie să fie și economist, trebuie să fie și jurist, trebuie să fie un pachet perfect ca să poată face față tuturor provocărilor pe care sectorul agricol le are. Piatra de temelie a acestei meserii este pasiunea. Dacă ea nu se face cu pasiune, dacă nu simți dragostea asta pentru plantă, pentru pământ, pentru munca cu omul, atenție, munca cu omul este un factor extrem de delicat în activitatea noastră. Dacă nu simți toate aceste lucruri, nu ai cum să reziști nici măcar 2 ani, trei ani de zile în această ramură. Eu sunt motivat foarte mult de rezultate, sigur că ele sunt și financiare pentru că toată lumea pleacă de acasă ca să câștige ceva, însă în special această satisfacție sufletească pentru că a crește cu plantele este ca și cum ai crește un copil de la zero, îl urmărești, ai grijă de el, te preocupi în permanență? Este total greșit să plecăm de la premisa că agricultura se face din birou. Cine face o astfel de agricultură greșește și, de fapt, n-am înțeles până momentul de față cu ce se mănâncă agricultura. Agricultura se mănâncă în câmp, se mănâncă cu plantele, se mănâncă cu pământul, se mănâncă cu forța de muncă. Sfatul pentru tineri ar fi acela să pună mâna pe carte. Să învețe, să se specializeze, să se școlarizeze, să meargă în special în ferme, să vadă în ceea ce constă activitatea de zi cu zi. Eu chiar sunt deschis și mi-aș dori să ajut și să îndrum astfel de tineri, pentru că și eu am trecut prin, prin, acea, prin acele etape și consider că Munca, dacă este, primește această notă de uh, științifică, uh, sigur că atunci nu mai este nevoie să Caustul, pentru că vei fi căutat. Vei fi căutat, vei fi vânat de firme multinaționale, pentru că agricultura este un domeniu extrem de vast. Nu înseamnă că acum toată lumea trebuie să facă fermier, nu înseamnă că toată lumea trebuie să activeze într-o fermă. Deci, domeniul agricol este unul extrem de vast, și atunci când ești de valoare, și aici mă refer de valoare în sensul cunoștințelor. Ești foarte căutat, ești băgat în seamă și ai toate șansele să câștigi și bine și să fii și împlinit.